Vă rog să mă îngăduiți, dragii mei, să împărtășim împreună câteva gânduri despre semnificația nașterii Domnului Iisus, Hristosul Lumii. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei nașterii Hristosului Lumii, adică sărbătoarea nașterii celui promis de Dumnezeu ca eliberator al omului din robia păcatului și a morții veșnice. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat în ființă umană să ne ajute să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, compromis de păcat, să ne înnoim în Duhul minții noastre prin călăuzirea Duhului Sfânt, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, iubitor de Dumnezeu și de semeni, să avem în noi bucuria mântuirii. Din Evanghelii, înțelegem că Iisus a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică să facă din noi oameni liberi, salvându-ne din robia păcatului, nu doar murind pentru noi pe crucea Golgotei, ci și învățându-ne cum să trăim spre slava lui Dumnezeu și spre binele semenilor noștri. Trăirea în și prin Hristos îl conduce pe creștinul practicant la o relație personală de comuniune cu Dumnezeu Tatăl, pentru că Iisus promite acest lucru când afirmă: Eu și Tatăl una suntem. Eu sunt un Tatăl și Tatăl este în mine. Eu sunt în voi și voi sunteți în mine. Trăind cu bucurie și în deplină libertate standardele morale divine, viața noastră și relația cu Tatăl Ceresc va deveni tot mai consistentă și plăcută prin Hristos. Dacă vom avea curajul să privim cu responsabilitate în viața noastră și altora, vom constata că de multe ori bucuria nașterii Domnului ocupa un loc secundar, iar pe primul loc este venirea lui Moș Crăciun, un personaj de reclamă inventat în secolul al XIX-lea de către o mare companie de băutură coritoare. Moșu, sosit din Laponia, ne aduce multe cadouri, distracție, brad, lumini strălucitoare, abundență de preparate culinare, chefuri în familie sau cu prietenii, ținute vestimentare pe care le etalăm cu mândrie, o atmosferă de divertisment în programele de radio și TV, reclame luminoase și multe altele. Dragii mei, toate bucuriile, în special reuniunile de familie și cadourile primite, ar fi normal să le privim ca pe o binecuvântare, ca pe o expresie a dragostei pe care Dumnezeu ne-o poartă. Povestea lui Moș Crăciun este o reclamă comercială ingenioasă și o poveste frumoasă pentru copii. Dar nașterea, viața, moartea și învierea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos a fost și rămâne o realitate care poate face din om o făptură nouă, cu adevărat fericită, liberă de robia păcatului și a morții veșnice, cu existențe marcate de dragoste, de bucurie, de pace, bunătate, facere de bine, blândețe, îndelungă răbdare, smerenie, evlavie. În 1 Petru 4:1, Apostolul ne îndeamnă să ne echipăm cu același fel de gândire pe care o avea Iisus Hristos. Pentru mine este cât se poate de clar că înaintea lui Dumnezeu și a semenilor este inutil să ne afirmăm calitatea de creștin dacă nu se vede în noi caracterul lui Hristos. Sărbătoarea nașterii Domnului este un prilej minunat ca să vedem dacă Iisus a născut și trăiește în inimile noastre, dacă în caracterul nostru se văd trăsăturile caracterului Său. Da, dragii mei,
Avem nevoie de Domnul și Mântuitorul Iisus, la fel ca orbul Bartimeu din Ierihon. În Evanghelia după Marcu 10:51 se relatează că Domnul Iisus l-a întrebat pe orbul venit la el: ce vrei să-ți fac? Iar acesta i-a răspuns: rabuni, să primesc vederea. Văzându-i credința sinceră, Iisus i-a dăruit orbului vederea și mântuirea. Avem și noi nevoie să primim vedere de la Domnul, să putem privi cu dragoste pe verticala și pe orizontala crucii, să privim în lăuntrul nostru, dar și în jur, ca să înțelegem mai clar realitatea în care trăim. Când vom privi pe verticala crucii, îl vom vedea pe Dumnezeu în toată sfințenia sa. Dacă vom privi pe orizontala crucii, vom vedea mulți oameni copleșiți de probleme, rătăciți prin pustia lumii, care își găsesc bucuria în păcate și au nevoie de o călăuză sigură, de Duhul Sfânt și de un Salvator, adică de un Mântuitor. Când vom privi în lăuntrul nostru, vom vedea murdăria păcatului din gropile abisale ale ființei noastre și vom dori curățirea prin iertare. Sfânta Scriptură ne avertizează că părtășia noastră cu Tatăl, cu Fiul și Duhul Sfânt durează doar atâta vreme cât umblăm în lumina de sus. Apostolul Pavel ne spune că în momentul în care începem să păcătuim, întristăm Duhul Dumnezeu și păcatul ne separă de Creatorul și Stăpânul de drept al lumii. În Evanghelia după Matei, în capitolul 7:21, sunt redate câteva dintre cuvintele pe care le rostește Domnul Iisus Hristos în ultimul pasaj al predicii de pe munte. Și iată ce spune Domnul: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Trebuie așadar să spunem asemenea lui Iisus Hristos în Ghețiman: Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Credința mântuitoare este o credință vie care își află bucuria în bucuriile Domnului, care generează fapte plăcute înaintea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14 cu versetul 15, putem citi o afirmație a Domnului Iisus, Hristosul lumii, care ar trebui să ne pună pe gânduri. Dacă mă iubiți, spune Domnul, veți împlini poruncile mele. Realitatea este că noi, toți oamenii, avem nevoie de Iisus ca Mântuitor. Vă îndemn pe toți, dragii mei, să-L lăsăm pe pruncul Iisus să se nască și să crească în inimile noastre, să-I dăm cinstea ce-I se cuvine, să călcăm pe urmele Lui. Sfântul Apostol Pavel afirmă în 1 Timotei 2,5 căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul cu O mare, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, am încheiat citatul. Da, dragii mei, e vremea să mărturisim cu mult curaj acest adevăr al unicității lui Iisus Hristos ca singur Mântuitor. Și doresc să aduc în atenția voastră afirmația acestuia, consemnată în Evanghelia după Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin mine. Fie ca Iisus să se nască în inimile noastre, apoi să devină Mântuitorul și Domnul sufletelor noastre, pentru ca, indiferent de biserica pe care o frecventăm, Bunul Dumnezeu să ne ierte în numele Fiului Său de păcatele pe care le avem, să ne mântuiască sufletele, ca să ne bucurăm de viață veșnică împreună cu toți răscumpărații Săi. Vă doresc, dragii mei, că în aceste zile ale sărbătorii nașterii Domnului Iisus, Mântuitorul Lumii, să aveți parte împreună cu cei dragi, prin har divin și credință, de bucuria mântuirii sufletelor voastre. Crăciun fericit, dragii mei! Crăciun fericit!